Hello, hello, hello din noul meu dormitor din Spania. Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. În primul și în primul rând vreau să menționez că există două tipuri de nie. Există nie blanco și nie verde. Ei bine, eu în prima fază știam că cu nie blanco poți doar să stai în Spania mai mult de cele 90 de zile la care are dreptul un cetățean european, iar cu nie verde poți să și muncești. Aparent și cât se poate de evident, poți să muncești și cu un nie blanco. Cum se obține fiecare? Nie blanco se poate obține foarte ușor, n-ai nevoie decât de o programare pisita previa și niște documente, trebuie să completezi un formular și să ai un pașaport, and that's it. Pentru nie verde ai nevoie de două chestii, un contract de închiriere și un contract de muncă, adică trebuie să dovedești că ai unde să stai și trebuie să dovedești și că muncești. Fie le ai pe astea două, fie trebuie să deschizi un cont la bancă în care să pui bani pe care să dovedești că i-ai obținut legal și dacă ai o sumă frumoasă, am înțeles de la cineva că poți să obții acest nie verde. De ce? Pentru că așa dovedești că tu te poți întreține și că nu cerșești. Așa dovedești că te poți întreține fără a munci. Dar ai nevoie de niște sume pe acolo și în afară de asta trebuie să dovedești că sunt legale. Nu poți să-ți transmiți dintr-un alt cont în contul ăla banii sau să vii cu cash, n-ai cum, aici nu merge așa. Și încă o chestie interesantă, aici nu prea poți să-ți faci cont la bancă fără nie. Există o bancă, o să vă las numele ei aici, la această bancă poți să-ți faci cont la ei fără să ai nie, dar doar dacă le iei asigurarea medicală. La finalul clipului o să vă menționez și câteva companii care au asigurări medicale bune. Am deja o listă în notițe, însă nu mi-am făcut research-ul, sunt doar niște informații pe care mi le-a transmis cineva. Trebuie să pun osul la treabă, trebuie să vedem laptopul și să văd care ce ofertă are exact, exact. În principiu, cam pe la 40-50 de euro pe lună ar fi o asigurare medicală și poți să beneficiezi de orice în limita a 50.000 de euro, which is very good. I mean, în România aveam asigurare medicală la MedLife de 30 ceva sau 50 de euro, nu mai știu dacă 36 sau 56, și în baza acelui abonament aveam doar consultațiile și foarte, foarte puține analize, gen analize de sânge, urocultură și cam atât. Restul, totul se plătea. Orice altă analiză. Ba nu, min, sunt unele secreții la ginecologie pe care le aveam incluse. Și ce mai plătit? Am avut ceva... Testosteronul de 3 ori. De asta ca să se plătesc peste tot. Mă îngraha degeaba, gata, hai să încheiem subiectul cu MedLife. Găsiți linkul cu site-ul pe care trebuie să intrați ca să faceți programarea pentru nie în cutia cu descrieri, evident. Iar acum o să vă arăt cum arată site-ul și care sunt pașii de urmat pe acel site. În cazul în care nu vă descurcați absolut deloc cu spaniola, nu vă faceți griji, uitați, eu, spre exemplu, nu știu încă spaniolă, dar având în vedere că spaniola și româna sunt două limbi latine, vă dați seama că foarte multe cuvinte sunt asemănătoare. Eu prima dată când am făcut programarea am reușit să înțeleg aproape tot, nu am avut nevoie de Google Translate. În schimb, a doua oară când am încercat să-mi fac programarea, am avut câteva fraze care conțineau niște cuvinte pe care nu le înțelegeam neam, dar ce am făcut, copy-paste translator, easy peasy. Așa că nu vă faceți griji, e super easy, chit că site-ul este în spaniolă. Primul și în primul rând selectăm zona dorită, eu voi selecta Malaga, ok, Malaga, accept. Majoritatea chestiilor oricum le înțeleg pe aici, aici trebuie să selectăm la care oficiu vrem să mergem din zona Malaga. Eu voi selecta pe cel din Torre del Mar, deoarece acolo este singurul oficiu la care am găsit săptămâna aceasta un loc liber. Aici ne spune care sunt documentele necesare pentru a aplica pentru nie. Eu le-am deschis aici niște taburi separate ca să mă duc să mi le printez undeva. Entrar. E, acum selectăm passport, introducem numărul pașaportului și numele aici. În ecranul următor trebuie să selectăm solicitar SITA, după care trebuie să completăm numărul de telefon sau dacă nu, îi dăm pe salir și nu-l completăm. Și în cazul în care vă întrebați de ce nu am făcut asta mai devreme, să știți că nu puteți să puneți aici numărul de România, cel puțin nu cu prefix, și dacă îl puneți fără prefix, nu o să vă sune nimeni. În următorul ecran vi se arată variantele. Eu, evident, am ales-o pe cea de mâine. Iar acum a trebuit să bag un cod. De ce?
Pentru că eu am mai avut o programare. Prima dată când m-am programat, nu mi s-a cerut niciun cod primit prin SMS. În schimb, după ce am anulat prima programare și am încercat să o fac pe cea de-a doua, ce credeți? Îmi cerea numărul ăsta, îmi cerea codul ăsta primit prin SMS. În prima fază nu trebuiesem ce scrie acolo și tot încercam să bag numărul primei programări. Și m-am prins că mie nu-mi funcționează numărul de telefon. Am încercat să sun și n-am reușit să sun de pe numărul de telefon, ceea ce înseamnă că eu am mai mers încă o dată până la Digi. Hei, nu pot să sun, nu merge netul, ce se întâmplă? Și mi-au activat oamenii de acolo numărul de telefon. Nici pe site la Digi nu era available numărul meu de telefon, adică am încercat să-mi fac cont la Digi Spania ca să văd dacă mi s-au activat minutele și mi spunea Digi, că vezi, doamne, numărul ăla nu-i de la Digi. Deci nu era activat, efectiv nu era activat. Nu înțeleg de ce mi-au trimis cod prin SMS a doua oară. Probabil e o măsură de siguranță. Din moment ce am avut o programare, am anulat-o, am făcut alta, nu știu. Anyway, avem programare la NIE mâine și uite cum în fata voastră într-o singură săptămână le rezolvă pe toate. În prima zi m-am relaxat, am mâncat, am băut, am făcut plajă, am dormit ca porcul pe plajă. Iar, da, de luni îi dăm în forță, avem numărul de telefon, mâine aplicăm pentru NIE, într-o săptămână maxim o să avem NIE blanco, ne putem angaja ca să ne putem lua după aia NIE verde. O să încerc să mă monetizez la TikTok și cu NIE blanco, dar nu sunt 100% sigură dacă voi putea face acest lucru. Deci, tot va trebui să muncesc, cred că, ca să am NIE verde. Am revenit cu update-ul vis-a-vis de aplicatul pentru NIE, pe care, apropo, l-am primit pe loc, da. Ei bine, eu când am ajuns acolo, am aflat că trebuie să plătesc o taxă. Eu știam de acea taxă, însă am selectat să o plătesc cash. Dar nu se putea, aparent. Am completat din nou acel formular, mi-am trecut contul și mi s-a zis să mă duc să printez acea hârtie și să merg cu ea la o bancă, iar cei de acolo vor ști ce să facă cu acea hârtie. Orice bancă, chiar nu conta ce bancă. Ok, zi și făcut, am intrat repede pe Sita Previa, pe telefon, am completat acel formular, mi l-am trimis pe mail, pe o altă adresă de mail, m-am dus, l-am printat, m-am dus la bancă și mi s-a solicitat suma cash. Practic, eu cu acel formular am plătit taxa în contul care trebuia și nu se putea să plătești cu cardul pe site-ul lor. E un pic mai complicat, dar de fapt nu e chiar atât de complicat. Adică am făcut două drumuri în plus, dar s-a rezolvat destul de repede. Nu trei, două drumuri în plus însemnând de la printing shop și la bancă și al treilea fiind înapoi la secția de poliție. Norocul meu a fost că în Spania, persoanele sunt foarte drăguțe și dacă ai venit la appointment și nu ai tot ce trebuie, te primește mai târziu când ai tot ce trebuie. Pentru că am întrebat, trebuie să fac o altă programare acum? Nu, du-te, fă-ți treaba și te întorci aici astăzi. În România te și scuipa probabil. În România te înjura probabil în minte foarte tare acea persoană și te fluctua maxim, îți zicea să vii în altă zi, sunt convinsă că n-ar fi mers atât de repede lucrurile. Anyway, în altă ordine de idei, am înțeles de la persoana la care stau că trebuie să mă și înregistrez la poliție că stau aici, așa că am luat-o pe repede până la secția de poliție din centru. Și acolo mi s-a zis că trebuie să merg la secția de poliție mare din Malaga, adică la secția de poliție unde se poate aplica pentru NIE. Mi-a dat și o hârtiuță cu ce documente trebuie să am la mine când mă duc acolo. Este vineri, așa că am câteva zile la dispoziție să mă ocup de acele documente. Bine, am o zi la dispoziție și anume mâine sâmbătă, deoarece duminică este închis la printing Xerox thingy magic-y. Aici duminica totul este închis, toda esta cerrado. Este. I don't know. I'm trying my best to learn Spanish and it's so freaking hard. Doamne, este mare lucru. Spaniola și româna sunt aproape la fel. O învăț eu repede. Nu, este foarte greu să înveți o limbă străină. Mie nu-mi vine să cred cât de greu este să înveți o limbă. Îmi retrag toate cuvintele de rău pe care le-am adresat persoanelor care nu au fost în stare să învețe nici măcar engleză.
pentru că în realitate este destul de complicat să vezi o limbă străină, lucru pe care eu nu știam, deoarece mama mea m-a învățat în paralel română și engleză, practic română și engleză sunt limbile mele materne, deci niciodată nu am învățat o limbă străină. Hi, it's okay. You can make noises, it's not that big deal. Revin cu update-uri zilele ce urmează. Zilele ce urmează, a.k.a. o lună mai târziu, nu am mai făcut nimic pentru că am fost foarte concentrată cu contentul pentru TikTok și tot nu consider că am făcut suficiente videouri cu machiaje de Halloween, cu machiaje cu efecte speciale. Am reușit să merg la primărie, nu la poliție, să mă empatronez, empatronamento, și anume să fiu luată în spațiu. Ideea este că fără acest empatronamento nu prea pot să beneficiez de nimic. Acum că am empatronamento, am asigurare medicală, pentru că aici toată lumea are asigurare medicală, nu doar persoanele angajate. Într-o zi am întrebat-o pe tipa cu care stau ce firmă de asigurări medicale îmi recomandă și a doua zi m-a luat frumos de mână și m-a dus la cum îi zice în română, o clinică, era o clinică. Și mi-a zis, uite, intri frumos pe aplicația asta, mi-am instalat aplicația, bine că mi-am făcut cont. Așa, deși asta s-a întâmplat acum vreo săptămână. Intri pe aplicație, îți faci programare și te duci la doctor, îi zici ce-ai pățit și, mă rog, mai departe, nu știu, în cazul în care e ceva grav, însă mi-a zis, nu te duci la farmacie să-ți iei nici măcar pastile de cap dacă te doare capul, totul e foarte scump la farmacie și toate pastilele sunt compensate. Orice ai, vii aici și îți dă rețetă. Ca să fii luată în evidență de un medic, aici trebuie să fii luat în spațiu, să ai o copie după... nici nu trebuie să ai copie după pașaport, pentru că aici toată lumea se face copii la printerul lor, la xeroxul lor. Da. Sau dacă te duci cu copiile tale, ce credeți? Fac copie la copie și copia ta ți-o dau înapoi. Long story short, cu acel document care dovedește că eu stau aici, am asigurare medicală, pot să fac cursuri gratis pentru că persoanele tinere pot să facă absolut orice curs gratis și cred că o să fac cursuri pentru păr, pentru că orice make-up artist care are și cursuri pentru păr are niște avantaje. Hei, pipiș! Da, papagalii care au toți același nume, pipi. Dar strica de râs, tipa cu care stau când el zice ce înseamnă pipi în română, trecem peste. Între timp am mai fost odată la secția de poliție mare pentru nietie și așa mai departe, de aici din Malaga, crezând că trebuie să aplic pentru TIE, mi-am plătit taxa, m-am dus acolo cu toate documentele necesare, am aflat că TIE este dat pentru cetățenii non-UE și mi s-a zis că pot să beneficiez de acei bani dacă am nevoie vreodată să plătesc altă taxă și voi avea când voi trece de la NIE Blanco la NIE Verde sau când mă duc să aplic pentru o tarhetă mică și verde, că eu de-aia m-am dus după TIE, că am crezut că le-ai buletinul de Spania. Și am întrebat, ok, păi și pentru noi cetățenii UE nu aveți niște documente din alea mici și verzi, cu poză, cu NIE, cu toate datele? Dar se numește așa, am uitat cum se numește, dar dacă mă uit pe sita previa, voi găsi acolo cu siguranță numele și îmi voi aduce aminte cum se numește, o să vi-l las în cutia cu descrieri. Cât despre acest empatronamento, ai nevoie în felul următor de pașaport, de NIE, de copie după documentul de identitate a persoanei care te ia în spațiu, fie că e TIE, fie că e DNI, fie whatever, și o factură de utilități. That's it. Cât despre NIE verde, nu știu când o să am așa ceva și nici nu îmi bat capul. Pentru că odată ce o să am tarheta aceea, pot să o pun în aplicația de TikTok să mă monetizez. Nu mi-am bat capul nici cu monetizarea pentru TikTok, încă n-am primit niciun răspuns după o lună de când am aplicat pentru monetizare. Mă așteptam să dureze mult, dar nu contează, chiar nu contează, pentru că TikTok a actualizat un pic platforma, iar acum pot să filmez series care sunt plătite. Iar fata voastră deja are 4 idei pentru acele series. M-am apucat de filmat una. Este vorba despre o serie de clipuri în care arăt ce mănânc în fiecare zi să slăbesc, pentru că eu chit că stau așa, m-am îngrășat foarte tare de când am ajuns aici. Se vede la burtă mai mult decât aici, dar trecem peste, ne revenim în 2 săptămâni. O să fac și o serie cu machiaje și o serie pentru păr, doar că pentru păr mai trebuie să aștepte, după care o să încep să fac din nou workout-uri acasă, așa că dacă vreți să vedeți cum slăbesc make-up-ul de la A la Z, vă invit pe TikTok, acelea vor fi publicate primele. După care, dacă vreți să vedeți cum îmi tonific corpul, puteți să vedeți și acea rubrică acolo pe TikTok.
Cu alte cuvinte, dacă TikTok-ul nu vrea să mă monetizeze încă, it's no rush, cause this girl has other plans. Acum mă duc să-mi fac un tratament la păr, m-am întors de la plajă, părul meu arată horror, așa că voi închide acest clip. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper că v-au ajutat aceste informații în cazul în care vreți și voi să plecați în Spania, pentru că, credeți-mă, merită. Vindeți mașina, vindeți tot, bine, nu vindeți tot, dacă aveți un apartament, închiriați-l, lăsați totul în urmă și veniți aici, pentru că merită, merită. Cât despre asigurările medicale, cei de la Tesla au asigurare începând de la 19 euro, însă asigurarea de 19 euro nu prea are mai nimic inclus. Acea asigurare acoperă parțial consultațiile, e un fel de ecoplată, dar nu ai toate vizitele la medic incluse. Următoarea, cea de 35 de euro, îți asigură vizitele la medic, însă nu ai hospitalization, nu poți să te internezi. Iar cea care conține toate vizitele la medic și ospitalizarea este în valoare de 65 de euro, iar la alte companii, o să vă mai las aici câteva nume, tot cam pe acolo sunt scorurile pe la 30-35 și nu ai mai nimic inclus, așa că, sincer să fiu, nu prea merită genul acesta de asigurare, adică dacă îți faci o asigurare medicală privată, pentru că nu poți să fii luat în spațiu, trebuie să-ți iei pe aia cea mai scumpă, ca să fii sigură că dacă Doamne ferește dă mașina peste tine pe stradă, te primezi la spital. XOXO, Eva!